venit la cea de-a treia seară a galei noastre de film creștin și patriotic dedicat Sfinților Brâncoveni, gală prilejuită de sărbătorirea Sfinților Brâncoveni de către Școala Brâncovenească, cea care îi are ca patroni. Îi mulțumesc încă o dată domnului Marcel Boroș pentru generozitatea de a găzdui acest eveniment și mie îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Cei mai mulți mă cunosc, sunt criticul de film Elena Dulghier, dacă ați venit și în țările trecute, deja nu mai are nevoie de prezentări, dar poate că mai sunt și oameni noi, bine ați venit, da? Salut și pe părintele, binecuvântați! Domnuleze și prezența Sfinției voastre. Eu nu țineam neapărat să așez toate cărțile pe masă, dar uite, domnul Boroș m-a încurajat să fac acest lucru. Este vorba de cărțile care comentează o parte din filmele pe care le vom prezenta. O parte sunt scrise de mine, o parte sunt ale doamnei Iuliana Matreescu, cărțile dedicate doamnei Maria Brâncoveanu, pe care le-am prezentat în prima zi. Astăzi ar trebui să vină și părintele director Cezar Absinte, așa cum era anunțat în program. Sfinția sa și cere scuze că nu poate să vină, trebuia să ne acorde un cuvânt al domniei sale. Ne pare foarte rău de absența sa aici, mai ales că domnia sa este, hai să zicem, spiritus rector și animatorul școlii, deci a părții educative, care e foarte importantă din cadrul Fundației Brâncovenești. Totuși, având în vedere acest lucru, m-am gândit să vă ofer o surpriză, și anume un recital de poezie. Inițial eu proiectasem un singur recital de poezie, și anume în ultima zi, mă gândisem la un recital de poezie pe tema România voievodală și care se va păstra. Acum, deoarece am fost toată prin surprindere, am zis că, uite, e nevoie să mai facem, ar fi potrivit un recital de poezie. E vorba de primul meu volum de versuri, care se cheamă Pentru trecerea zării și alte poeme. Există un ciclu în cadrul acestui volum de poezie creștină, poezie mistică, poezie adresată, desigur, contemporaneității și trăirilor noastre contemporane, dar privită oarecum dintr-o perspectivă mistică, să spunem așa. Există și un poem final, Vive Evo, deci e adresat direct și indirect Sfântului Serafin de Sarov, care știți probabil că își odihnește Sfintele Moaște la mănăstirea rusească de la Divrevo, nu departe de locul unde importantul curios a psihăstric. M-am gândit să existe colateral o temă rusă în cadrul poeziei, pentru că și în seara aceasta vom vedea un film rusesc, Andrei Rublev, despre care vă voi povesti după, vi voi prezenta. Așadar, acum să-mi permiteți un scurt recital poetic. Voi încerca să nu fie foarte lung. Armata. Soldații. Da, e nevoie de... microfonul este aici. Mi-ar fi fost comod un microfon pe trepie, dar nu cred că găsim sau cum e. Polinia, nu se mi-a zis, rog, că nu e un microfon. Așa, da. Cum te ție comod, așa, armata. Soldații se pregătesc să iasă. Soldații se pregătesc să iasă la atac. Numai Dumnezeu duce crucea. Soldații se pregătesc cu miile peste morminte, peste surori, peste nori de pâclă, părăsiți de părinți,
să iasă la atac. Ei nu dorm, doar zângăne arginții mormintelor, zgândărite de cizme, arginții amintirilor de civil. În flancuri de nații, în flancuri de uri, în flancuri de cizme și decorații, printre inimi și tuburi catodice, urcă soldații așteptând. Fie vă teamă și plângeți, așteptând sfârșitul de civil. Sângele. Oare cu cât îmi pot vinde sângele acesta? Sângele. Oare cu cât mi-l vor drămui? Sângele. Oamenii tăcură, oamenii orbiră, oamenii se înfipsără în pământ, oamenii, sângele. Oamenii se înfipsără în rugină, sângele. Oamenii amuțiră, iar sângele le vorbi. Sângele, piatra. Piatra se desprinse singură din grădină. Piatra se scurse și înflori. Sângele, oamenii, lacrima. Oare cât timp veți mai poposi în țărână? Oare cât timp piatra vă va vorbi? Sângele, oamenii, lacrima. Căci de sânge este cerul, ascultați. Căci de sânge este brazda, ascultați-mă. Iar dacă ochiul vostru, dacă inima voastră nu va deveni de sânge, de sfântul scump, sânge de lacrimă, de lacrimă rouă, grăbiți-vă, pământul vă va izgoni. Lumina zării ce veni este adevărată. Lumina omului care intră pe prag, el este adevărat. Lumina calului de trestie, lumina sărutului văii și mâinile ce stau ca să se spintece și mâinile ce îmbrățișează pâinea și valea și oasele noastre sfâșiate, acestea sunt adevărate. Pentru trecerea zării, pentru el cerurile se rup. Pentru el nu există pasăre neînsângerată. Râurile împing la vale malurile rușinii. Pentru el, din bută, floarea de azalee singură se retează. Pentru el, oamenii care plâng. Pentru el, lumânările zilei devin trupul lui, care începe să alerge ținând asfaltul în mâini, scuturându-se, asfaltul cu șoaptele, asfaltul cu gemetele. Gemeți voi, oameni, spuse el, pe drumul de pulbere alergând, cu pulbere de lumină și oase. Ne vom întâlni la ruperea zării topindu-se, ne vom întâlni. Cum veți trece zarea topindu-se? Cum o veți nimeri decât numai topindu-vă asemenea zilei, decât numai topindu-vă asemenea sângelui, a sângelui în lumină, asemenea plângerii în lumină, asemenea văii care se surpă? Fugiți, lumină veți deveni. Ca pe tine însuți, totul este de aur. Mărul este de aur, mâna mea transparentă de aur. De aur e jertfa tatălui, ce plouă peste noi, copii de aur rătăciți în cenușă. De aur e binecuvântarea săracului și stropii cei curați de busuioc. Pașii mei se apropie, fără să atingă pământul,
de alba poartă a luminii este fruntea, este chipul aproapelui pe care trebuie să-l iubești din toată inima ta, din toată inima ta, ca pe tine însuți, ca pe sufletul tău, ca pe însăși lumina. Primirea cuvântului. Și a coborât Duhul cu putere de sus, ca un clopot cu rădăcina în cer, ca o ancoră de lumină, cu frică multă și cu cutremur blândețe, peste trupul de ceară, cu frică și cu mângâierea celei sfinte lumini, fără putință de împotrivire și tăgadă. Duhul, ca un clopot cu inima în cer, pahar răsturnat de lumină, peste pământ condensată și peste trupul de ceară, ca o ventuză luminoasă și castă, absorbitoare, și-a coborât Duhul. Faptele, hotărnicite de sus, după juruințele și afierosirile tale, dar mai presus de ele zămislite, primește-le acum în brațele tale. Faptele cărților, faptele iubirii, faptele inimii. Lumina se condensează grea ca un plumb peste paharul necredinței. Iată crucea. Urgisirile, hotărnicite de cei de jos, după poftele lor voitoare, durate până la plinirea vremii, iată le veți primi, tu și ai tăi frați, în crestătura picioarelor voastre, cuiul spre împlinirea juruințelor. Ah, pielea fină a cărnii de ceară, cea cu miros de ambră, ah, pielea cu mintea fratelui meu, cea cu plumb zguduită. Dă-i îngerului temerea ta, dă-i îngerului îndoiala și moartea. Paharul acesta, paharul acesta, paharul acesta, ca și cum ai trece cu palma prin aer, aripa îngerului desparte lumina de întuneric, umbra de zi, durerea de carnea trupului, zadarul pământului de vorbele cerului, ca o coajă uscată pământul. Și iată pașii sfinței peceții de sânge. Iată liniștea ta, iată smerenia, cât nuca din palmă a coborârii tale în abis, ascunsă în paharul de lumină al Duhului, întruplinirea cuvântului meu. Ale tale, dintr-o ale tale, și iată calea, iată pașii ființei smerite, în cuptorul de foc și granit. Nu cerceta pe prigonitării tăi, căci ei nu au chipuri. Vor uita ieri ce au făcut azi și timpul nu va reuși să-i rețină. Nu căuta spre prigonitorii tăi, căci sunt asemenea umbrelor și fapta lor ia vântului. Nu te lua la spadă cuvântul, nu răspunde prigoanei, ca să nu încrustezi în veșnicie minciuna. Acestea fură profețiile Duhului, fără putință de împotrivire și tăgadă. Duhul așeza adevărul de lumină în carnea șovăielnică a inimii lui Petru, cel ce se afundase în mare și pășise peste adânc, după ce se juruise stăpânului mărilor și fusese ridicat de Domnul adâncurilor. Doamne, Tu știi că Te iubesc, spuse Petru, spuse Toma, spuse Ioan, spuseră toți, și Maria cu mirul vărsându-l. Mirul lacrimilor lor de lumină zidea treptele crucii, să lași bucuriei altar învierii. Și acum ultimul poem de care v-am spus, care se cheamă La capătul lumii, sau impresii de la Diveevo. Pocalul de foc, trandafirul, floarea miresmată de trei ori,
Bucură-te! Floare miresmată și iubită, floare miresmată în aureole, în aureolele toamnei, întinse pe trei zări de jărate, împânjurând pământul, cerul și în eșarfe, ca o verighetă de foc, floarea. Bucură-te, Fecioară cea plină de har, bucură-te, Marie, bucură-te, Doamnă, într-o această seară a pogărârii clamidelor de purpură pe pământ, bucură-te, pământule, bucură-te. Fecioara pășește cu pașii tăcuți, sărutați de îngeri, peste umbra eșarfei de foc, pogorâtă din cer, verigheta pământului. Fecioara păzește cu pași de petală peste rugăciunile sfântului, Fecioara se roagă. O chilie dreptunghiulară într-un desiș, o chilie și o piatră. Șopotul de frunze se transformă în tămâie. Fecioara se roagă, e seară. Și suntem la capătul lumii, da, la capătul lumii, în bătaia aripilor serafimului care veghează, al razei de lumină strălucind ca lumina, în aerul fâlfâitor al aripii, pace. Pace de cer peste lut, pace de cer peste lutul de humă, peste pământ, peste raze. Pacea mea o dau vouă, privegheați. O, da, pacea ta nu-i dai mie, Doamne. Pacea ta, ca un bulgăre de foc și lumină, pacea ta ce mă topește în lumină. Serafimul se roagă pe bulgările din pădure, ființa zdrobită pe bulgările de granit. O, bucuria mea, bucură-te, Fecioare, cea de o ființă cu îngerii, spuse Serafimul, topindu-și palmele în aurora învierii. Bucură-te, Fecioare, cea plină de dar, Domnul este cu tine, îngână corul de vrăbii și femei nevăstui, cinșirate pe eșarfa de foc. Bucură-te, Fecioare, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Bucură-te! Picioarele frământă pământul, picioarele frământă pământul rugăciunii, eșarfa de foc pe pământ, picioarele îngenunchiate încrustează pământul cu lacrimi, picioarele îngenunchiate sărută pământul scăldat în cer, bucură-te, Fecioară, Maica lui Dumnezeu întrupat, bucură-te, Mireasă, bucură-te, Maică. Rugătoarele pășesc pe crestele zidului domul cu tălpile goale. Suntem la capătul lumii, ți-am spus, la capătul lumii. Ava se roagă în pădure, Motovilul se apropie și îngenunchează, ți-am spus, bucuria mea, e capătul lumii, îmbrățișează-mă. Și iată ninge, doar știi foarte bine, și nu mă mai vezi pentru că suntem extrem de aproape, zăpada nu se stinge în cuptor și clopotul nu doare, cenușa mea, redevenită lumină incandescentă, este atât de bine, știu, bucuria mea. Tăcere. Cenușa de foc s-a presărat pe pământ. E brâul Fecioarei. Încinge-te, pământule, încinge-te, corabie de lumină, încinge-te, mireasă mănăstire, încinge-te, caisa aerobă, cu brâul Fecioarei acoperământ. Ființele cernute se înlănțuie, rugați-vă neîncetat. Împlătiți brâul Fecioarei cu lacrimi, cu ante de rugăciuni, sacre silabe de duh, cărămiți prezidirea cetății. Femeia străină trece, femeia străină măsoară valul de pământ cu adida și cu respirația. A fost prea lungă așteptarea și suntem la capătul lumii. Un cărucior grăbit sfidează ritmul rugăciunii, e cer de noapte cu lună și ragul de mătănii se numără ușor, ducând spirala spre cer, în timp ce copilul aleargă, împingând căruciorul cu noul născut, pe drumul unde nimeni nu aleargă. Luna se prelinge veghetoare pe cărarea meterează de lumină, pe streașina lumii. Pașii pelerinilor de-o zi se așternă pe o cazare liniștită, peste palmele sângerate ale rugătoarelor, pașii de-o zi, peste sudoarea rugătoarelor obosite, a orfanelor Domnului. Autocarul se întoarce de la capătul lumii, vezi bucuria mea, ascultă tăcerea de lumină, care nu se va sfârși la capătul lumii. Mulțumesc! Acesta a fost scurtul recital pe care vi l-am propus așa inopinat. Eu zic că el este foarte în
duhul filmului Andrei Rubliov. Bine, filmul poate fi privit din foarte multe perspective, dar am încercat să existe așa o similitudine de trăire. Înainte de a porce de la prezentarea filmului, doresc să îi... uite, s-au împărțit cărțile, da, să-i fac cadou Fundației Sfinților Martiri Brâncoveni, reprezentată aici de domnul Marcel Băuroș și explicit școlii brâncovenești și bibliotecii școlii, un set de cărți editate de Editura Arta Învierii, pe care o prezitez. O parte sunt scrise de mine, o parte sunt editate sau traduse de mine. Acum îi le voi da-o. Ele s-au împărțit aici. Și eu sper că această școală se va dezvolta și la ciclul liceal, pentru că, cel puțin, aceste filme sunt dedicate ciclului liceal mai degrabă decât celui gimnazial. Și atunci, parcă, uite, aveți o motivație în plus, de fapt, și că vă doriți de mult să faceți lucrul acesta. Și eu consider că niște copii porniți, așa, formați în gimnaziu, trebuie preluați și de ciclul liceal pentru a li se continua de formare în această direcție. Da. Cu bucurie. Bun, vă voi vorbi acum pe... Da, voi, înainte de a începe, să citești și eu poezie. Dacă este... primul rând, vă rog să vă prezentați. Da, domnul poet Ion Hârbu, s-a mai lansat cresa noi, da, da. Poezie, da, totul domnicești. O poezie, da. Da, sper să fie în spiritul serii și în spiritul lui, da, Andrei Rubliov. Atunci, da. Da, nu durmează decât. Sunt foarte emotiv și sunt obligat să termin repede. Pentru că poeziile, încerc să mă calmez mai mult altă ediție. Da. N-am venit cu toată biblioteca, am venit cu niște extrase. Iubirea de tară, o mică introducere. Iubirea de tară, iubirea de mare, iubirea... Dar nu vreți să vă uitați la, ce, la public? Mă scuzați. S-a dus unii cu preziu. Da. Da. Iubirea de tară, iubirea de mare, iubirea de locurile natale, iubirea de neam, iubirea de poet, de viață, iubirea de Dumnezeu, iubirea de vis, toate s-au adunat în volumul de poezii credit pentru scrisător. Lectură plăcută. Am o poezie, una singură, că nu pot să duc mai multe emoțiile. Când am fost ultima dată aici, două doamne au coborât după mine să-mi spună că am poezii frumoase. M-a impresionat foarte mult, nu știu de unde era, păreau ca o uniformă, ceva de călugărițe. Și în contextul ăla m-a inspirat poezia asta. Dorința. De vrei să fii poet, dorința vine din iubire. Scrie acum câteva cuvinte cu muza în duet și se va naște o poezie. Să fie totuși de folos, în duc slăvește-l pe Hristos. Și fă din această duminică o prea frumoasă zi liturgică. De stele nu te apropia prea mult. E eminent poporul și s-a văzut. Falsorul ceafă străluce ca un far și în rima sa este divinul har. Închei o notă de silință, că vom găsi curând în credință. Acea idee se poate întrucepa, poemul unic ce țiu se întrupa. De va veni o nouă stare în care toți să fim egali, poetul va moșteni din soare partea care din lume. Care de lumină nu se poate deslega. Emoțiile mă împiedică ca să mai continui.
Nu, m-am încălzit. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Dumnezeu sănătate la tot. Mulțumesc. Și și creație laică și creație religioasă. Încă toată vă mulțumesc. Mulțumim. Felicitări, da. Da. Bine, a vorbit despre filmul Andrei Rubliov, este mult sigur că dacă veți dori să știți și să înțelegeți mai multe, vă recomand cartea mea Tarkovski, filmul ca rugăciune, unde dezbat pe larg și analitic din mai multe perspective poetica lui Andrei Tarkovski, poetica sacrului la Andrei Tarkovski. Noi închinăm acest ciclu de filme patriotismului și eroismului, deci avem aceste teme care ne interesează. Și un film cu Andrei Rubliov este atât de complex încât tematicile din perspectiva cărora poate fi abordat sunt practic inepuizabile. Mm-hmm. Și atunci nu este o problemă, nu e o dificultate de a aborda și din perspectiva eroismului și a ideii patriotice. Bun, va trebui totuși să vă spun câteva cuvinte despre film în general. Nu bănuiesc că sunt oameni care totuși știu de ce au venit, au auzit de Andrei Tarkovski, probabil au văzut mai multe filme de Andrei Tarkovski. Poate că mulți dintre dumneavoastră sunteți la o revedere a acestui film, nu? Deci nu cred că e ceva nou. Așa este? Ați mai văzut Andrei Rubliov? Nu. Ați mai văzut filme de Andrei Tarkovski? Da. Da? Da. Bun. Deci este și da și nu. Înseamnă că vom vorbi și pentru da și pentru nu. Deci și mai mult și mai puțin. Bine, Andrei Tarkovski e unul din regizorii reperalii cinematografiei mondiale. Este considerat un Shakespeare al cinematografiei. Deci e unul din mari. Poate mulți spun că cel mai mare regizor, vă spun al istoriei cinematografului, alții, mă rog, e greu de făcut topul, dar oricum este din topurile absolute, pentru că el a reușit să spună prin film mult mai mult decât se spune de obicei prin film. Chiar tatăl lui spunea, marele poet Arsen Tarkovski, Andrei, ceea ce faci tu nu este film. Adică este mai mult decât film, adică este rugăciune. Dar și el a spus, de fapt a spus-o un critic de film francez, că Andrei Tarkovski se roagă făcând cinema. Și așa este, a confirmat, da, filmul este rugăciunea mea. Nu, mă rog, orice rugăciune, ci este o operă de arte care îi, ca un organism viu, cum am văzut și aseară, care îi îndeamnă și pe alții la rugăciune, de fapt întreaga echipă de filmare conlucra la realizarea acestei stări speciale divin-umane în care toată drama existențială pusă în scenă converge cumva către cronia dumnezeiască, se unește cumva cu cronia dumnezeiască, deci vedem cumva rațiunile divine fiind luminate, mozaicat de diferitele fațete ale acestui film, de diferitele secvențe ale acestui film și toate convergând către o idee unică, bine, nu polifonic, desigur, dar către o idee unică, nu știu eu, risipindu-se ca să, nu știu eu, un, nu știu eu, Nouvel Vague, noul val francez de pildă sau în alte curente care mai vorbesc, nu curente, ci filme care încearcă să mai vorbească despre divinitate, în general despre Dumnezeu, dar o fac într-un mod mozaicat, negăsind cuvântul acela unic. Ei, Tarkovski a avut genul să îl găsească și să-și pună și genul artistic în lucrare pentru a crea niște filme de mare profunzime și de foarte mare folos duhovnicesc pentru multe generații. Foarte mulți actori sau prieteni de-a lui care au participat la realizarea acestor filme au ajuns ulterior la biserică. Filmul ieșit pe ecran în 1966, deci era o perioadă de maximă prigoană ateistă în Uniunea Sovietică, la fel ca și la noi, deci era o nebunie să faci un film pe o temă religioasă sau pe tema unui sfânt.
și totuși filmul ăsta s-a făcut. Bine, Andrei Tarkovski a debutat în un metraj cu Copilăria lui Ivan, care este un film de război, dar și un film despre copilărie, un film despre copilărie sfârșiată de război, în care sigur că exista o temă pacifistă, deci, ceea ce nu a plăcut regimul, oricum Tarkovski ținea la pacifism, dar și o temă eroică, pentru că copilul din film se simțea un erou, simțea nevoia să se jertfească pentru colectivitate. Deci tema aceasta eroică l-a urmărit pe Tarkovski de la primul său film, dacă ne gândim la Copilăria lui Ivan, până la Sacrificiul, unde avem aceeași temă dezvoltată, tot în ideea de sacrificiu al unui erou, al unui om oarecare care simte nevoia să facă ceva pentru comunitatea care, pe care o simte moarte spiritual și pe sine se simte mort spiritual și vrea să renască și atunci simte că trebuie să se sacrifice pe sine pentru a mântui lumea. Chiar de la filmele din facultate ale lui Tarkovski, această idee era prezentă în filmul Compresorul și Vioara, filmul de studenție, era tot un băiat care încerca să ia apărarea unei fetițe, deci de un băiat micuț, un violonist, și care de la ce, deci chiar copil fiind, Tarkovski avea această obsesie, de fapt. Și Marina Tarkovskaya, sora lui, povestește că, uite, în copilărie îi despărțeau vreo 4 ani, mă rog, deci se jucau oarecum împreună. Marina era mai mică, erau diferite grăși de copii vagabonzi între bloguri, deci Tarkovskaya născut în 32, era o perioadă, erau foarte mulți copii orfani, de, mă rog, ai prizonierilor luați în gulag, ai soldaților morți în primul război mondial, acum era o perioadă dramatică atunci pentru Rusia, o perioadă de pauperitate și exista și multă violență socială și Andrei, la vârsta de 7-8 ani, se arunca în bătaie cu alți copii pentru a-și apăra sora, de pildă, adică și se bătea nebunește, deci avea de, și el de mic această obsesie de a face bine celor din jur fără să-și prețuiască propria viață. De fapt, se știe că și filmele pe care le-a făcut, mă rog, risca tot ce era nevoie. La un moment dat, într-un film, a încercat, în Andrei Umblov, a încercat un cal. Un cal nărăvaș, a căzut de pe casă, a văzut, nu s-a întâmplat nimic. Călăuza a fost filmat parțial într-un combinat chimic dezafectat, unde toți se simțeau foarte rău. N-a renunțat la filmări. Ulterior s-a îmbolnăvit de cancer. Deci Tarkovski a suferit și a și murit de cancer la plămâni și soția lui și Anatoli Solonis, în eroul principal din același film, ca și în filmul de seara aceasta, toți s-au îmbolnăvit de cancer la plămâni. Se consideră că datorită șederii prelungite în acea locație, nu cred că Andrei Tarkovski, dacă ar fi aflat, nu știa atunci ce se întâmplă, dar dacă i s-ar fi spus, nu prea nu renunța să facă filmul. Și așa obținuse cu greu locația respectivă și inițial exista fusese alte locații care au fost abandonate. Filmul a avut o poveste foarte lungă și dramatică. Deci era oameni care când pornea pe o idee, mergea până la capăt, chiar dacă existau impedimente majore de orice natură materială, încerca să-și realizeze ideea, ideea fiind una spirituală, desigur, și fiind vorba de un ideal. Bine, deci suntem în anii 60, când nu se punea problema, desigur, de a face film religios sub nicio formă, anul din potrivă propaganda ateistă, dacă vrei, cât se poate, deci asta era singura variantă de a prezenta religia sau clerul sau pe un sfânt, și s-au făcut destul de filme, în general, proaste de genul acesta. Andrei Tarkovski nu se poate spune că era pasionat de evul mediu rusesc pe atunci. Era un tânăr rebel, în sensul că se simțea mai apropiat de Occident, de ideile de libertate venite din Occident și niciun caz nu îi plăcea
cu duritățile regimului socialist, era interesat de muzica occidentală, de, mă rog, discurile cu, știu, Rolling Stone și altele care ajungeau pe furiș în Rusia și miliția îi urmărea pe cei care le distribuiau pe ascuns, deci era un dandy, purta blugi într-o perioadă când iarăși nu era voie, deci erau urmăriți în Uniunea Sovietică cei care purtau blugi, plete și așa mai departe, deci curentul hipiot din Occident era văzut ca o simpatie față de capitalism, deci era ceva foarte cum nu trebuie într-o țară socialistă, de fapt și la noi a existat aceste tendințe, dar nu atât de puternice ca în Uniunea Sovietică. Bun, deci ce căuta un astfel de tânăr, rebel și cu interese occidentale, de fapt el deja ecranizase Faulkner, era interesat și de literatura occidentală, cum au ajuns interesele lui către Rusia medievală și către un subiect aproape necunoscut. Ei, trebuie să recunoaștem, ideea de a face acest film, Andrei Rubliov nu-i aparținea lui, stătea la într-o cafenea la masă cu prietenul său Andrei Conchalovski, cu care a realizat și scenariul acestui film, și era un grup de studenți de la VIC și studenți și absolvenți, era deja absolvent și era deja premiat, era deja un regizor purtat că luase mari premii pentru copilăria la lui Ivan la Cannes. Și un tânăr regizor de animație de la masa vecină, o degustă a lor, așa le-a spus întreabăt că trebuie făcut un film despre Andrei Rubliov. Lor le-a picat așa, li s-a aprins un beculeț, a scrie un astfel de scenariu era teribil de greu, dar au zis, hai să o facem. După aceea, colegul lor s-a cam supărat pentru că ar fi fost el să facă filmul ăla, între când filmul a apărut, deci nu mai avea rost să se facă un alt film. Prima dificultate, și o dificultate imensă, era că nu exista bibliografia. Deci nu exista material hagiografic suficient, adică noi vedem, uneori ne scăldăm în hagiografic și tot nu ne prea iese un film de calitate sau un roman de calitate despre un sfânt, pentru că e greu. Sunt, din multe motive este greu. Deci, din motive, mă refer, care țin de, știu, filonul creator, adică din motive intrinseci, și nu neapărat din motive de producție, de bani, și, știu, logistică, așa mai departe, dar e greu să te apropii de o astfel de temă. Pe atunci, despre Andrei Rubliov erau doar câteva, deci un paragraf scurt, scris în Marea Enciclopedie Sovietică, era tot ce exista ca text scris. Se știa că pusese un iconar din, mă rog, Evul Mediu, că făcuse câteva lucrări importante, că, uite, avea, era cinstită memoria la mănăstirea Andronicov din Moscova, că realizase câte, pictase câteva frește păstrate în bisericile Kremlinului, încă câteva se mai păstraseră prin alte părți ale Rusiei, puține, informații minimale, se știa că era unul din Sfinții tăcuți, spuneau rușii, nu spuneau ISIH, deci legați cu legământul tăcerii, asta este foarte important, așa, și cam atât. Și atunci a face un astfel de film despre un personaj cu o biografie aproape necunoscută era, mă rog, un pariu aproape radar și totuși filmul a ieșit genial. Geniul regizorilor, în primul rând scenariștilor, deci Tarkovski și Conchalovski, a fost, deci care, bine, el a fost oarecum provocat de circumstanțele exterioare, care îi obligau la o anumită conduită narrativă, la un anumit mod de povesti, dar asta a ajutat foarte mult și înăuntru. El nu l-a pus pe Andrei Rubliov ca personaj central, ca motor al acțiunii. Și asta este foarte bine. Deci noi avem o frescă a Rusiei medievale și un personaj, Andrei Rubliov, apărând din când în când ca martor la această frescă. Momentele când el devine personaj de acțiune sunt către sfârșitul filmului, deci când apar niște acumulări destul de mari și când într-adevăr el își spune cuvântul. Altfel, momentele când el cuvântă, deci în sensul că devine activ, sunt puține. Veți vedea, filmul este compus din mai multe nuvele, ca să spunem așa, nuvele cinematografice, deci are o structură de roman. Un film de obicei se desfășoară pe structura unei nuvele.
în care o structură simplă, o structură narrativă cu, mă rog, o acțiune lineară de obicei centrată în jurul unui personaj. Romanul poate avea mai multe personaje principale, mă rog, și viețile lor se pot povesti într-un mod mozaicat în funcție de, știu eu, strategia naratorului. Cam așa este și aici, veți vedea, o povestire de tip mozaicat, care ne ajută foarte mult să intrăm în epocă și să înțelegem că nu putem să ne identificăm cu personajul principal, pentru că dacă avem un personaj principal care este și activ, de obicei publicul tinde să se identifice cu el. A te identifica cu un sfânt poate că nu este la măsura noastră, poate că nu era nici la măsura autorilor scenariului și atunci scenariștii au avut marele bun simț și marea intuiție de a schimba centrele de greutate, astfel încât să poată vorbească despre un sfânt, fără să încearcă să-i ghicească ideile, cuvintele, sentimentele la care și-au dat seama că nu au acces, nu doar din punct de vedere hagiografic sau istoric, ci și din punct de vedere ontologic, inițial. Că își dau seama că ei nu sunt la acea înălțime, asta este foarte important, adică ieșeam un film catastrof, un film bombastic, propagandistic, bazat pe cultul personalității și așa mai departe. Bun. Din această frescă istorică eu o să vă citesc pe scurt un fel de rezumat, pentru că filmul, fiind destul de lung, e un film de două serii care durează 3 ore și având o structură mozaicată, la un moment dat puteți pierde și eu și la fel cum facem când mergem la operă și citim libretoul înainte. Lucrul acesta ne ajută, deci noi nu suntem în fața unui film din acesta superficial, unde dacă divulgarea acțiunii îți scade satisfacția de a degusta filmul, dimpotrivă, ne ajută pentru că filmul are atâtea aspecte încât fiecare dintre dumneavoastră va degusta un anumit aspect al lui. Bun, de aspectul eroic, v-am vorbit în general la Tarkovski, în cadrul și o filmografie, Tarkovskine a fost una din ideile lui directoare. Eroism în acest film nu găsim la modul direct de la început, pentru că, în primul rând, avem în față o Rusie încă necentralizată, încă sfârșiată de războaie fratricide între diferite clanuri voievodale, cum se întâmpla și la noi în Evul Mediu, Timpuriu și Mediu, când diferiți cneși luptau pentru putere și unii dintre ei se ardeau cu dușmanul, adică cu tătari, cu hanul tătăresc sau cu alți conducători mai mici ai tătarilor, pentru a accede mai ușor spre putere, ucigându-și eventual fratele de sânge. Am vorbit alaltă ieri iarăși de Sfinții Boris și Gleb, care, uite, sunt sfinții întemeietori ai culturii ruse, culturii istorice și spirituale, deci stau la temelia, să zicem, modelului antropologic rus, tocmai că sunt doi sfinți frați de sânge care au refuzat să se ucidă unul pe celălalt, așa cum li s-a impus, au preferat să moară. Ei, în filmul acesta vedem tragedia acestor lupte fratricide la care Andrei Rubliov asistă neputincios și în urma cărora poporul întreg suferă datorită invaziilor foartelor tătărești, pentru că unul din, să zicem, cei doi frați voievozi vând cheile cetății tătarilor, care intră și trec prin tăișul sabiei cetăți întregi. Bun, în această perspectivă tragică, ideea sfârșitului lumii și a judecății de apoi se naște foarte firesc. Oamenii apăsați de teamă simt această, o transpună, creștinii cel puțin o transpună oarecum în plan mistic și se gândesc, în general, cu folos la ideea judecății din urmă. O astfel de temă îi este impusă la un moment dat spre a fi pictată și lui Andrei Rubliov. Însă personajul din film își pune problema oare este potrivit ca omul să fie îndrumat spre credință și se va întări el oare în credință doar motivat de frică, nu ar fi mai importantă iubirea de Dumnezeu?
și atunci el are mari probleme de conștiință în privința pictării acestei judecăți de apoi sau a modului cum ar trebui ea pictată, astfel încât totuși Dumnezeu să nu înfricoceze, ci să atragă prin blândețe și prin bunătate. De fapt, ideea aceasta, sigur că a simțit-o Andrei Tarkovski, într-o perioadă când el nu era declarat creștin sau conștient creștin, el a ajuns la credință mai târziu, dar acest mesaj al iubirii divine se simte în opera iconografică a lui Andrei Ubiov, dacă știți mai bine un pic de iconografie, știți că a fost o mare trecere, o ruptură între iconografia până la Andrei Ubiov, care a fost dominată de Teofan Grecul, și Andrei Ubiov până la Teofan Grecul, bine, influențele sigur că veneau, erau grecești, culorile întunecate predominau și liniile drepte și severe. Deci, de obicei se picta un Dumnezeu judecător, aspru, deci atitudinile feței erau aspre, robuste, de o sfântă virilitate și care parcă te așezau în genunchi. Negrul domina, brunul și lumini erau foarte puține, deci mă refer la cromatică. Ei, Andrei Rubliov schimbă cu totul registrul cromatic, trece la culori deschise, negrul dispare cu desăvârșire, avem doar lumină. Teologii, care sunt și istorici ai iconografiei slave, consideră că este o influență directă a isihazmului. Isihazmul cam atunci ajunge în Rusia de la Sfântul Munte, deci călugării care pictează, vizitează înainte și Sfântul Munte și înțeleg trăirea isihazmului ca o trăire a lui Dumnezeu în lumină. Și dacă îl trăim pe Dumnezeu în lumină, atunci așa să și pictăm. Și așa este pictată icoana Sfintei Trăimii, așa este pictată Maica Domnului, fondul este luminos, dar și fețele sunt luminoase, dar și veșmintele sunt luminoase, dar și ambianța este luminoasă. Sigur că din punct de vedere plastic e greu să pictezi lumină pe lumină, să pictezi o personaje luminoase pe fond luminos. E mai simplu să iei, să dai cu negru, să conturezi și așa mai departe. Ei, lucrurile acestea le rezolvă foarte bine Andrei Rubliov, cum le va rezolva și mai târziu continuatorul său, monacul Dionisie de la Ferapont, este iarăși unul din marii iconari ruși. Și această schimbare a fost o schimbare fundamentală în iconografie și este specifică iconografiei ruse. La noi s-a păstrat linia grecească mai degrabă întunecată a reprezentării icoanelor. Bine, lucrurile astea, vi spun, este un fel de paranteză față de film, dar Andrei Tarkovski, pentru ideea luminii, pentru ideea, dragostei de Dumnezeu și nu a fricii, avea ca indicii doar modul de picta a lui Andrei Rublev, atât. Deci putem crede că dialogul, unul din dialogurile importante din film, a fost inspirat de înțelegerea profundă a mesajului acestei iconografii de către un om care habar n-avea teologie. Așa. Deci asta ar fi un subiect. Vorbeam de eroism și deocamdată nu prea am punctat eroismul foarte clar în filmul Andrei Rubliov. Avem momente eroice către final, deci la început avem acest spectacol al fricii, al prăpădului, avem spectacolul mascăricilor care râd de cele sfinte și care sunt pedepsiți de niște călugări și de niște țăteni locali și sunt dați pe mâna ohranei, adică a poliției voievodale. Măscăriciul era prost văzut în evul mediu tocmai pentru că își bătea joc nu numai de Dumnezeu, dar și de puterile laice, de împărat și, mă rog, de o rântuire și nu era foarte bine. Sigur că avea și uneori inima diferite scenete imorale, deci erau, să zicem, un reprezentant al artei minore, al artei stradale
Și acest model al măsăriciului este pus oarecum în contrapondere cu modelul artei înalte, al artei dumnezeiești. Deci avem odată artistul pus în slujba sacrului, pe de altă parte măsăriciul, un alter ego al artistului pus în slujba sacrului, și anume artistul mundan, artistul subiectelor mici și vulgare, dar totuși un artist. Veți vedea iarăși niște secvențe în care Tarkovski pune în balanță aceste două moduri de a face artă, desigur cu mesaje foarte diferite. Bun, și tema eroismului, unde apare ea? Desigur, la făurirea clopotului. În final există un personaj, Boriska, sau fiul unui clopotar, suntem într-un sat în care toată populația a fost decimată de o coleră și a murit și clopotarul, a rămas doar fiul clopotarului, iar marele Knyaz a dat poruncă să se toarne un clopot minunat pentru decorarea catedralei pictate de Andrei Rubeau și ucenicii lui. E, de unde să iei clopotar dacă acesta a murit și tot satul este decimat? Acest Boriska se angajează să toarne marele clopot cu prețul vieții sale. Bine, era uzanța frecventă a epocii, sau o faci sau îți taie capul, ca la noi în basme, dar nu era doar în basme, era în realitate. Dacă ai promis un lucru ca meșter, sau îl făceai, iar dacă nu-ți ieșea bine, stăpânul avea voie să te scutezi de un cap, cum se spune. Așa. Bun, Boriska acceptă această provocare, la sfârșit aflăm că el nici nu știa secretul turnării clopotelor, pentru că tatălui a murit fără să îi spună. Sigur că este un gest de mare curaj, acest gest. E un personaj excelent interpretat de actorul Ivan Burlaev, astăzi este directorul unui mare festival de film creștin din Rusia, Vitazul de Aur, și un mare iubitor și promotor al lui Andrei Tarkovski și al cinematografului creștin în general. Bun, deci acest gest eroic al lui tânărului Boriska îl stimulează și pe Andrei Rubliov. Andrei Rubliov până atunci amărât de suferințele din jur, amărât și de disprețul confraților, confrații săi de mănăstire îl disprețuiau pentru că el arcioase pe lângă sine o femeie necăjită, o femeie sărată cu ducul, pe care o salvase de bagiocorirea de către tătar. Ei, desigur că confrații călugări credeau că din alte motive, din motive păcătoase, o ține pe sărmana femeie pe lângă el. Rubliov nu dă explicații și impune legământul tăcerii, deci suportând și acest jug al dezonorării de către confrații săi, de asemenea suportând și amărăciunea de a vedea atâta jale pentru peste Rusia sa iubită, și avea gestul temerar al tânărului Boriska, îi redă curajul lui Andrei Rubliov să vorbească. Această putere de a vorbi este o idee obsesivă la Tarkovski. Nu e ușor să vorbești, a vorbi e un gest de sacrificiu. În limba arabă mi se pare că a cuvânta este sinonim cu a lovi cu sabia. Pentru că cuvântul poate fi ca o sabie, dar este și o jertfă a întrupa cuvântul. Bine, nu doar cuvântul Hristos întrupat, dar știm și noi uneori a conștientiza, a verbaliza, a mărturisi, a raționaliza un sentiment este uneori teribil de dificil. Ei, lucrul acesta îl resimte Tarkovski, dacă veți vedea filmul Oglinda, acolo în special este mărturisit acest cuvânt. De fapt, este o obsesie a artistului în general, care este măcinat de emoții complexe pe care este de multe ori foarte greu să le exprime, și îți dea seama că această exprimare este o jertfă, o jertfă uneori, hai să zicem, de tipul de viață și pe moarte pentru artist. Ei, Andrei Rubliov este și el un artist și pe lângă legământul tăcerii își luase și legământul de a nu mai fuza niciodată. Sigur că confrații erau foarte triști pentru că el era un artist genial, recunoscut din timpul vieții și totul nu ar trebui să picteze. Dar avea gestul
de curaj al lui Borisca, îl convinge pe Andrei Rubleau să picteze din nou. Acum suntem la sfârșitul filmului și filmul până acum, pelicula până acum, alb negru devine deodată color și vedem în sfârșit freșcele reale a lui Andrei Rubleau într-o lumină din această diafană paradisiacă și simțim un fel de biruință a ortodoxiei peste veacuri, peste toate aceste suferințe și umilințe însuportate de la musulmani, de pildă, în film, de la vitregia vremurilor, dar de ce? Desigur că tot datorită trădării între frați, adică la bază este trădarea cea care ne aduce în stadiul de a suferi din partea celor de altă credință. Cam acestea sunt momentele de curaj ale filmului, sunt momente discrete de curaj pe care nu le simțim imediat, momente discrete de eroism, ca să zic așa. Bine, cu eroismul trebuie să ne purtăm cu mănuși, pentru că el devine ușor bombastic și oamenii nu prea sunt înclinați spre eroi. Și atunci dacă li se impune astfel de temă, de multe ori sunt nesinceri pentru a-și face repede temele, a se achita de subiect. Și atunci contează în primul rând sinceritatea apropierii de această temă și înțelegerea ei în contextul respectiv. Vorbeam despre patriotism de asemenea. Ea deci este o temă foarte delicată pentru că puțini îl simțim sau fiecare îl simțim într-un fel sau ne e frică să nu fim patetici când vorbim despre tema asta sau să nu fim bombastici sau să nu repetăm locuri comune care iarăși nu mai convin despre pe nimeni și mi se spune să schimbăm canalul, să vorbim despre altceva, să fim mai sincer, să nu plictisim sau să nu încercăm să evatăm în mod fals. Ei, sigur că și Andrei Tarkovski simte toate aceste pericole și atunci, toate că filmul este profund patriotic, mărturisirile de patriotism sunt rare. Uite, eu am rămas acum, uite, mi-am adus aminte de o scenă foarte impresionantă, într-o biserică pârjolită de tătari, tătarii, mă rog, era scena obișnuită, dau că năvălesc tătarii, toată lumea se ascunde în biserica cea mai mare a orașului, care este zidită ca o cetate, cu pereți foarte groși, dar uite, tătarii încep să dea cu să spargă pereții sau să spargă ușa bisericii, năvălesc în cetate și trec prin foc și sabie pe sărmanii credincioși ascunși acolo. Ei, biserica deja are acoperișul spart, în biserică ninge în interior. Este foarte trist ca într-o biserică să ningă, pentru că înțelegem că, uite, deja biserica a fost distrusă, deci bine, harul bine într-un fel, dar misoarea parcă nu e ceea ce trebuie. Totuși o fresca Maicii Domnului a rămas în picioare și un soldat tătar vede icoana respectivă, e Maica Domnului cu pruncul și îl întreabă pe un ruș cine este aia, femeia aia, cu o privire foarte nedumerită. Păi e Fecioara Maria. Cum adică Fecioară, dacă are prunc în brațe? A, da, suntem în Rusia, dar voi totul e posibil. E, cam așa stau lucrurile. Bine, fiecare om își simte țara ca pe un tărâm al minunilor. Mai ales dacă suntem într-o țară creștină, fiecare om credincios își simte țara ca pe un tărâm de unde pot izvorâ minuni. E, mie mi se pare cea mai mare declarație de patriotism și de iubire de țară această scurtă replică. Veți mai găsi astfel de replici scurte, veți vedea dialoguri de jale dintre călugări Andrei Rubleau și confrații săi, tot pe tema destinul Rusiei, să mai să rămână Rusie, tot timpul lovită și de tătar, dar și de măcinată și de răutatea oamenilor care sunt așa cum sunt, ce viitor putem avea dacă suntem în felul acesta. Deci astfel de idei, sigur că rostite cu multă jale și într-o perspectivă eschatologică, cum ne va primi Dumnezeu într-o astfel de stare, cum ne vom prezenta la judecata de apoi, dacă suntem în felul acesta, sunt foarte prezente în film și este un tur de forță, că totuși vă spun, la mijlocul anilor 60, niște actori obișnuiți cu ateismul reușesc să se apropie de credință
și să-și o însușească cu atâta profunzime și vibrație cum veți vedea în film. Eu nu vă voi mai vorbi așa, pentru că putem vorbi la infinit, dar vă voi citi, cum am spus, sinopsisul filmului, așa, subiectul, deci filmul este realizat între 64 și 66, realizat în maniera freșei istorice, filmul povestește viața celebrului iconar rus de la fundarea secolilor 14-15 în primul loc. Acțiunea se desfășoară pe durata unui sfat de dac și este alcătuită dintr-un prolog și 7 părți. Prologul prezintă pe fundalul zidurilor albe ale unei catedrale zborul și prăbușirea unui țăran cu un balon de aer cald. Partea 1. Măscăriciu. În paranteză 1400. Trei călugări dubrari, Daniel, Kirill și Andrei, merg la Moscova spre a căuta de lucru. Pe drum se adăpostesc într-o casă țărănească unde un măscărici delectează mulțimea adunată. Denunțată de Kirill, măscăriciul este prins și arestat de cărțile cneazului. Partea a doua, Teofan Grecul, 1405. Andreiul Gogol vizitează la Moscova pe Teofan Grecul, celebrul pictor iconar, care îl invită să-i fie ucenic. Plecarea călugărului Andrei la Moscova declanșează o ceartă cu prietenul său, Daniel, și stârnește invidia fraților din mănăstire. Partea a treia, Patimile după Andrei, 1406. Pe fundalul metaforic al unei golgote înzăpezite, o golgotă rusă, urcată de un Crist rus și de portegiul geluind al poporului, Andrei și Teofan, care lucrează de o vreme împreună, filozofează despre nedreptate și despre datoria artistului de a lumina ignoranța poporului. Crestul artisticul al lui Andrei Rubliov este amendat de mizantropia conștiinței obosite de suferințe a lui Teofan Grecu. Andrei Rubliov asistă incitat la o sărbătoare păgână a dragostei, dacă se mai păstrează să renunță de reminiscențe păgâne, erau niște sărbători, cum erau și la noi, să zicem, la Sânziene, înainte de creștinare, creștinarea poporului român, așa, se numea Ivan Cupala, deci o variantă populară a praznicului nașterii lui Ioan Botezătorul, deci al moții de Sânziene la român, asistă la această sărbătoare păgână a dragostei și la înfruntările dintre păgâni și creștini. Partea a patra, judecata de acolo, 1408, angajat de marele cneaz să supravească catedrala Bunei Vestiri, Andrei nu se încumetă să picteze judecata de apoi, crezul său fiind că arta nu trebuie să împlinică și să ofere speranță poporului. După lungi stări împins de presiuni de arhiereul, Andrei începe să picteze. Versetele din timpul Paulina al iubirii sunt cele care îl inspiră. După terminarea catedralei, echipa de manager pietrarea lui Rubliov se îndreaptă spre Zvenicoro să decoreze catedrala fratelui marelui cneaz, care este dușman. Marele cneaz însă trimite grăzini armate care îi atacă pe pietra și le scot ochii. Oficiuri populare specifice în epocă, cel mai mare zugrav, cel mai mare meșter, dacă se lăuda că poate să facă încă o mănăstire mult mai frumoasă și mult mai luminoasă, risca să-i se taie mâna dreaptă. Deci avem în balada Meciorul Manole, nu sunt glume lucrurile acestea, am fost și eu un Caucaz de pilde și Catedrala Svetitskoveli, una din, poate cea mai importantă catedrală a Sfântului de Viață Făcător, mi s-a arătat așa undeva sus în piatră, uite acolo este zidită mâna zugravă. Deci sunt lucruri pe care le putem lua drept legendă, dar se pare că se cam practicau. Pentru astfel de scene, Tarkovski a fost acuzat de unii de azi, de unii de prezentarea unei ruse excesiv într-un mod excesiv de crud. Erau lucruri care se întâmplau, da. Judecata de acolo, 1408, angajat de mare cunează să dubrăvesc, asta am povestit, partea a cincea, învălirea 1408, cu ajutorul marelui cneaz, tătarii cucerești cetatea Vladimirului, condusă de fratele acestuia. Ca mulțumire, harul tătarii promite susținere la urcarea pe tron. Andrei asistă la semniciile tătarilor și la profanarea catedralei din Vladimir. Disperat în urma vederii atâtor suferințe, Andrei Rubliov se destăinuie în visul Teofan, care între timp murise, că nu mai crede în puterea transfiguratoare a artei, refuzând să mai picteze și să vorbească. Teofan Grecul îl sfătuiește să nu centreze și să nu părăsească pictura. Partea a șasea, trecerea 1412. Întors la mănăstirea Andronicov împreună cu fata săracă cu Duhul, sau Blajina, cum se numește în film, pe care o salvase de tătar, Andrei Dubiosu poartă distrăsul confraților care îl bănuiesc de
că prin votul tăcerii se căiește de grave păcate. Toată comunitatea îndură foametea iernii în bajocura tătarilor cauzată de pogromurile acestora. Trebuie să știe că tătarii ne vădeau în special toamna pentru a prădui toată recolta și atunci creștinii și la noi, valahii, românii și rușii, sufereau de foamete cruntă în iarna respectivă. Partea a șaptea, Procotul 1423. Primișii ocărmăirii vină prin țara pustită de ciumă să caute o meșter pentru tocarea clopotelor unei catedrale. Singurul rămas în viață, dintr-un sat întreg, este adolescentul Boris, fiul clopotarului. Băiatul se jură că numai el cunoaște secretul tunării clopotelor și se încredințează lucrarea pe care de care răspunde cu prețul vieții. Andrei asistă la firma făuririi clopotului, care durează un an încheiat. Când lucrarea este gata, în fervoarea generală strâmbită de dantele clopotelor, Boris, ca să retrage plângând, totul a fost o minune, băiatul nu cunoscuse niciodată secretul tunării clopotelor. Impresionat de ardoarea cu care lucrează și de curajul acestuia, Andrei Iconarul îl consolează rupând astfel de gământul tăcerii, Andrei reîncepe să dicteze. În epilog, vedem detalii color din celebrele frește ale lui Andrei Rubliov. Asta e tot ce vă spun. Dacă vreți mai multe, aveți aici partea mea. Aceasta mai avem o carte despre Andrei Tarkovski, care detaliază alte aspecte importante canonului Tarkovski. La sfârșitul filmului, filmul durează 3 ore, deci este 6 și jumătate, 9 și jumătate. Cine va avea răbdarea să îl urmărească până la sfârșit, poate vom mai avea un sfert de oră de discuții, nu mult că veți fi obosiți, dar dacă veți dori să mai puneți întrebări, să comentăm ceva, să cumpărați una din cărți de asemenea sau mai multe, vă voi sta la dispoziție la sfârșitul filmului. Mult vă urez vizionare!